Crenvuștii se regăsesc pe masa tuturor românilor, însă este o bombă toxică pentru organism. Cu toții ne punem întrebarea cât de periculoși sunt crenvuștii pentru sănătate. Aceștia sunt folosiți de multe ori în hotdoguri sau chiar la micul dejun de către fiecare român, însă cu toate astea sunt extrem de toxici pentru sănătate. De ce sunt atât de toxici crenvuștii? Din cauza nitraților și aditivilor care sunt folosiți pentru ei. Nitrații se combină cu aminele care se regăsesc în carne în mod natural pentru a forma un compus cancerigen extrem de periculos pentru sănătate. Din acest motiv, părinții sunt sfătuiți să nu-și mai hrănească copiii cu astfel de alimente nocive precum crenvuștii. Potrivit unui studiu realizat de Infocos, pe baza etichetelor acestui tip de produse ce se regăsește pe piața din România, în compoziția crenvuștilor de pui, carnea de pasăre se află în proporție de 27%. Crenvuștii sunt un produs pe care îl cumpărăm pentru a-l mânca dimineața, la serviciu, când mergem la picnic sau mai nou, chiar între două felii de pâine sub denumirea de hot dog. Sperăm cu toții că un astfel de produs este compus doar din carne, arătând și mirosind a carne, cu câteva condimente adăugate. Însă, citind eticheta sau urmărind testele comparative Infocos, putem vedea că într-un astfel de produs se regăsesc chiar și 10 euro. Oare mai este loc și de carne?